tubie. Da, da. Și pe cupe, să vezi, eu vă rog. Ajut cu mine. Vă rog. Și zice că sunt... Bună ziua. Salută. ...1869, 4 noiembrie 2019. 150 de ani de istorie, 150 de ani de excelență în educație. Vă urez la mulți ani, bine ați venit, stimați invitați, părinți, elevi și foști absolvenți. Vom începe cu intonarea imnului național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul tău, croiește-ți atât
să continuăm tradiția vechiului gimnaziu și vechiului liceu. Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune dresă, ascultăm în Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Căci cu adevărat vă spun vouă, că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă cel din ceruri, să vă ierte vouă greșalele voastre, căci dacă nici voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! În acest moment înălțător, vă propun să ținem un moment de reculegere pentru cei care ne veghează de sus dintr-un univers paralel, elevi și profesori ai colegiului. Mulțumesc. O invit pe doamna directoare, Anton Corina, directoarea Colegiului Național Ion Maiorescu. Bună ziua! Stimați invitați, dragi colegi și dragi elevi, astăzi școala noastră împlinește 150 de ani de existență și activitate neîntreruptă. În această perioadă de excelență în educație, școala noastră a avut o contribuție importantă la dezvoltarea învățământului, culturii, științei, sportului și artei la nivel local, regional, național, dar și internațional. Înființată în 1869, instituția școlară a funcționat la început ca gimnaziu, a devenit în 1923 liceu, ca apoi, în anul 1996, să obțină statutul de Colegiul Național. A început cu 2 profesori și 18 elevi. Acum în școala noastră își desfășoară activitatea un număr de aproximativ 60 de cadre didactice și 1100 de elevi.
De-a lungul timpului, școala a trecut prin mai multe etape. S-a schimbat, s-a modernizat, s-a dezvoltat împreună cu societatea. Dar o constantă a rămas sigură în școala noastră. Calitatea actului educațional. Încă de la început a fost o unitate de elită a învățământului românesc și una dintre cele mai prestigioase unități școlare din învățământul giurgiuvean. Aici au desfășurat activitatea dascăli cu pasiune pentru profesia aleasă, cu dorința de a-i ajuta pe copii să-și găsească drumul în viață și mai ales cu multă dragoste față de copii. Aici, pe băncile acestei școli, s-au pus ca bazele carierelor de succes a unor oameni foarte importanți din țară și din străinătate. De aici au pornit academicieni, au pornit medici, arhitecți, ingineri, cadre militare, avocați, sportivi, artiști. Nu cred că există domeniu de activitate în care maiureștienii să nu exceleze. Și toate aceste generații de profesori și elevi au clădit o tradiție. O tradiție despre care nu o să contenez niciodată să vorbesc. Tradiția de a fi cei mai buni. Și ne revine nouă, dragi colegi și dragi elevi, sarcina și onoarea de a aduce mai departe această tradiție. Ceea ce și facem. Pentru că astăzi, Colegiul Național Ion Maiorescu este pe primul loc în clasamentul județean al unităților școlare și rezultatele noastre pot fi comparate cu licee, cu colegii naționale din țară. Elevii noștri obțin rezultate foarte bune la examenele naționale, procentul de promovabilitate la bacalaureat depășește 95%, apoi la competițiile școlare, la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, zeci de elevi ne reprezintă cu cinste și se întorc de acolo cu medalii și cu premii care recompensează munca lor și a dascărilor care i-au îndrumat. Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un număr foarte mare. Avem trei concursuri, un concurs național pe care îl organizăm, Lumea din Cuvinte și Culoare, și de asemenea două regionale, Simpozionul Vlașca File de Istorie și concursul de matematică și fizică Laurențiu Panaitopol. De asemenea, elevii și profesorii noștri au fost implicați, au inițiat și au derulat două proiecte Erasmus, în care cadre didactice și elevii au profitat de formare profesională. De asemenea, suntem centru de examinare Cambridge și ECDL. Deci observați că ducem într-adevăr mai departe acea tradiție frumoasă. Și munca atâtor generații și a celor prezente a fost recompensată anul acesta cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de existență de două instituții. Academia Română a conferit distincția culturală Colegiului Național Ion Maiorescu pentru pentru contribuția importantă la dezvoltarea învățământului, culturii, științei, sportului și artei la nivel local, regional, național și internațional. De asemenea, din partea Casei Regale a României, am fost distinși cu crucea Casei Regale și rog pe domnul profesor să dea citire actului. Margareta, prin grația lui Dumnezeu, custodele coroanei române, la toți de față și viitori, sănătate, dorind a răsplăti meritele Colegiului Național Ion Maiorescu la un secol și jumătate de la înființare, pentru că duce mai departe personalitatea și idealurile lui Ion Maiorescu, organizator al învățământului în timpul formării statului național român. Pentru a onora personalitățile care au predat aici, precum Nicolae Drog-Barcian, Traian Lalescu și Nicolae Cartojan, dar și pe elevii care au absolvit această instituție și au dus renumele municipiului Giurgiu în întreaga țară și peste hotare. Noi conferim crucea Casei Regale a României, drept care îi dăm acest brevet subscris de noi.
Distinția o puteți vedea în holul de intrare în liceu, în vitrina aceea. În încheiere, doresc să spun că suntem recunoscători înaintașilor noștri pentru moștenirea pe care ne-au lăsat-o. Suntem mândri pentru ceea ce suntem astăzi și datori să ducem tradiția mai departe. La mulți ani, Maiorescu, la mulți ani, maioreștieni! Toate manifestările care s-au desfășurat în săptămâna premergătoare acestei importante sărbătoriri au fost posibile cu implicarea esențială a Asociației Pro Maiorescu, asociație care s-a constituit în anul 2011 ca sprijin al renovării școlii. De atunci, Asociația Pro Maiorescu a stat lângă școală și ne-a ajutat necondiționat. Drept pentru care mulțumim colectivului director al acestei asociații și le oferim medalii aniversare. Domnul președinte al asociației, domnul profesor Burcescu Mugur. Domnul secretar al asociației, domnul profesor Petre Cornea. Mulțumesc. Domnul profesor Dumitru Manda. Domnul Cender Gheorghe. Doamna profesoară Ciulacu Elisabeta. Doamna profesoară Daniela Boanță. Cu o inițiativă nemaipomenită, aceea de a coase 150 de semne de carte, eleve și profesoare. O să o vedeți în colul liceului. Doamna profesoară preotu Adriana. Și domnul profesor Bayarachion. Din partea asociației Pro Maiorescu, invit pe președintele acestei asociații, domnul profesor Mugur Burcescu, să adreseze un mesaj. La mulți ani, Maiorescu. Mărturisesc faptul că nu mi-am pregătit niciun fel de discurs, așa că singurele lucruri pe care vreau să vi le spun sunt acelea că trebuie să fiți foarte conștienți de importanța și de valoarea acestui colegiu. Avem dovadă și prin recunoașterea de care ne bucurăm la cel mai înalt nivel și eu mai am o obsesie, dacă vreți, aceea că această instituție trebuie totdeauna să se compare cu cei mai buni. Spuneam asta și sâmbătă. În momentul în care te compari cu cei mai buni, din țară vreau să spun, ai șanse să te apropii de nivelul lor. Așa că sper ca acest colegiu să fie în continuare nu doar cea mai bună instituție de învățământ din județ, ci să fie și una dintre cele mai bune instituții din țară. De altfel, acum vă mărturisesc faptul că una dintre cele mai mari satisfacții de când sunt profesor a fost în anul în care, ca participanți la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română,
județul Giurgiu s-a clasat mult înaintea Bucureștiului în condițiile în care am avut doar elevi de la Colegiul Național Maiorescu. Vă dați seama ce înseamnă asta? Deci să ai elevi... Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru toată implicarea și munca pe care ați depus-o. Acum, pentru că, așa cum ați observat, avem oaspeți de seamă, din partea Senatului României, domnul senator Cristian Marciu, un fost elev al liceului, un absolvent al liceului nostru. Să rog mâna, bună ziua, bine v-am găsit. Trebuie să recunosc că sunt unul dintre foștii elevi ai liceului Maiorescu. Vreau să mulțumesc pe această cale profesorilor care au trecut în veșnicie, profesorilor în viață, care sunt astăzi prezenți pentru că au reușit, prin multă strădanie, să mă facă să învăț și să ajung în viață un om demn al țării. Vreau să vă spun că suntem în familie la a treia generație care am parcurs aceste studii ale liceului Maiorescu, mama în calitate de profesoară, eu ca elev și cei doi copii ai mei, și trebuie să mulțumesc profesorilor din toate generațiile pentru că și pe mine și pe copii ne-au format așa cum trebuie. Vă doresc tuturor la mulți ani sănătate și bucurie și trebuie să recunosc aici în fața dumneavoastră că am luat parte și la centenar în calitate de elev în clasa 10-a, ocazie cu care am sărbătorit centenarul așa cum se cuvine. Vă mulțumesc tuturor, multă sănătate și succes la învățături! Și noi vă mulțumim și vă oferim o plachetă aniversară. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Camerei Deputaților, doamna deputată Elena Dinu. Bună ziua! Dragi elevi, stimați dascăl, onorată asistență, mă bucur să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și particip cu emoție și plăcere la acest eveniment istoric pentru învățământul giurgiuvean, dar și pentru întreaga noastră comunitate. Sărbătorim astăzi, dacă vreți, 150 de ani de excelență în educație, alături de dumneavoastră și de Liceul Ion Maiorescu, de Colegiul Național Ion Maiorescu. Se pot spune multe despre Colegiul Național Ion Maiorescu, pentru că, în fapt, dacă vorbim despre excelență în educație, vorbim inevitabil și despre Colegiul Ion Maiorescu. Dacă vorbim despre istoria orașului nostru, vorbim inevitabil și despre Colegiul Ion Maiorescu. Și dacă vorbim despre valori și despre transmiterea lor generațiilor viitoare, vorbim inevitabil și despre Colegiul Ion Maiorescu. Dumneavoastră sunteți cei care astăzi dați o pagină în istoria acestui colegiu și trebuie să fiți mândri de asta și mai ales conștienți că va trebui să vă ridicați la ștacheta pe care valorile plecate din acest liceu au stabilit-o și de ce nu s-o și depășiți. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți, felicitări întregului colectiv de cadre didactice și Doamne ajută ca liceu, Colegiul Național Ion Maiorescu să fie tot acolo unde a fost și să ne facă mândri că suntem giurgiuveni. Bravo, Maiorescu, tradiția trebuie să continue. Și noi vă mulțumim pentru că sprijiniți întotdeauna învățământul. Din partea Colegiului Național Ion Maiorescu, o plachetă aniversară. Forul nostru superior, Ministerul Educației Naționale, ne-a onorat astăzi cu prezența și avem lângă noi pe secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, domnul Florian Lixandru. Din partea Direcției de Management Strategic și Politici Publice, domnul Lucian Ghioca și doamna consilier Ionita Monica, mă scuzați. Bună ziua, stimată doamnă director, stimată domnule primar, stimată doamnă inspector școlar general, distinși invitați,
dragi colegi, profesori, actual profesori, foști profesori, dragi elevi și foști elevi ai Colegiului Național Ion Maiorescu, dragi părinți. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Giurgiu, la aniversarea celor 150 de ani împliniți de Colegiul Național Ion Maiorescu, colegiul ce poartă cu mândrie denumirea de Liceu Fanion al județului dumneavoastră, deoarece, traversând vremurile, a rămas un reper de performanță academică și culturală, de promovarea tradițiilor și valorilor autentice românești în educație. Johann Amos Comenius, în lucrarea sa didactică Magna, consideră că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu semințele științei, ale moralității și religiozității, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor semințe și implicit de formare a omului. Cu alte cuvinte, societatea zilelor noastre impulsionează mai mult ca oricând inteligența, capacitatea intelectuală și creatoare a omului în condițiile de pline afirmări, dând un larg avans dorinței de cunoaștere. Toate acestea nu pot fi înfăptuite decât prin educație. O educație ce stimulează idealul ființei umane exprimat prin a fi și a deveni, o educație de valoare a celei promovate de Colegiul Național Ion Maiorescu. O educație ce pune accent pe explorarea orizonturilor, pe tineri în general, urmărind dezvoltarea calităților morale esențiale, adică o educație educată spre pregătirea pentru viață. De-a lungul timpului, acest sacru act pedagogic a fost susținut de profesori atent selecționați, exigent pregătiți și experimentați, adevărați oameni de știință în domeniile lor, dobândind un real prestigiu și câștigând respectul întregii comunități giurgiuvene. Ei au conferit liceului dumneavoastră demnitate și rigoare la cel mai înalt nivel științific și pedagogic de predare și îndrumare, de învățare intensivă și exigentă maximă, oferind sprijin real și dezinteresat elevilor. Și aș aminti aici pe Traian Lalescu, pe Nicolae Cartojan sau Alexandru Nicolescu. Dorința de a vă menține vie tradiția școlii, de a fi prima în ierarhia școlilor giurgiuvene, este îndeplinită și de elevii dumneavoastră, care dovedesc interes pentru formarea personală, pentru procesul educativ, fiind implicați în diverse activități școlare și extrașcolare, apreciate prin rezultatele excepționale reflectate în premiile obținute la olimpiadele naționale și internaționale, cât și în rezultatele foarte bune la examenul de bacalaureat. Mărturie stă faptul că absolvenții claselor a 12-a sunt cuprinși în totalitate în învățământul superior, atât în țară cât și în străinătate. Cu siguranță, eficiența și valoarea progresului instructiv educațional al elevilor se datorează colectivului didactic al școlii. Dumneavoastră, care este alcătuit din profesori foarte bine pregătiți, mulți dintre ei fiind foști elevi ai colegiului. De însemnătate în acest sens este și preocuparea permanentă a echipei manageriale, a întregului corp profesoral și administrativ, de a fi în pas cu vremurile, cu înnoirile paradigmatice ale educației, cu modernizările metodice și tehnico-informaționale, a bazei didactico-materiale, cerute de noile orientări și tendințe ale învățământului românesc, reușim prin spirit de lucru și devotament, prin răspundere profesională, să-i contureze școlii dumneavoastră imaginea de prestigiu de care se bucură astăzi, aceea de membru fondator al Alianței Colegilor Centenare, răsplătită anul acesta cu distincția culturală oferită de către Academia Română și cu distincția Crucea Casei Regale a României oferită de Casa Regală a României. De asemenea, notabil este și faptul că pentru a crește calitatea activităților extrașcolare, științifice și educative, a încheiat parteneriate cu numeroase instituții de prestigiu. Scriitorul Vasile Ghica sublinia pe bună dreptate că scopul educației este transferul de flacără. Tuturor cadrelor didactice vă doresc putere de muncă și perseverență în a transmite mai departe generațiilor viitoare flacăra cunoașterii, iubirea de carte și adevăr, de a împărtăși cu pasiune și dăruire talentul cu care ați fost hrăziți ca dascăli, de a-i ajuta pe elevi să-și descopere vocația, să se reinventeze permanent, de a-l oferi încredere, speranță și curaj în a porni cu dreptul pe drumul vieții. Ziua aceasta nu este numai ziua aniversară a colegiului. Este ziua voastră, a tuturor, elevi și profesori deopotrivă. Vă urez mulți ani încununați de succese profesionale și personale. Fie ca acești 150 de ani de activitate neîntreruptă împliniți de colegiul dumneavoastră să vă motiveze în demersul pedagogic, să vă insufle dorința de a conserva și transmite intacte, la fel de coerent, tradiția și idealurile promovate prin filozofia educațională a școlii dumneavoastră.
Dați-mi voie să invit alături de mine echipa managerială a Colegiului Național Ion Maiorescu, doamnele director, și să le înmânez din partea Ministerului Educației Naționale o plachetă aniversară cu ocazia împlinirii vârstei de 150 de ani. Domnul director, felicitări! Și o diplomă de excelență care se acordă Colegiului Național Ion Maiorescu din Giurgiu, în semn de aleasă prătuire pentru generațiile de dascăl și elevi care timp de 150 de ani au contribuit cu profesionalism și dăruire la dezvoltarea învățământului românesc. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și noi vă oferim placheta aniversară și vă mulțumim pentru sprijinul acordat tot timpul. Și felicitări! În toate demersurile făcute, am fost tot timpul sprijiniți, ajutați, e mai familiar așa, ajutați, de primăria municipiului Giurgiu. Am găsit acolo întotdeauna înțelegere și suport. Vreau să menționez aici departamentul de învățământ, pe domnul director Marius Leafu și cărora le mulțumim cu această ocazie pentru tot sprijinul acordat. Și mai ales pe domnul primar Nicolae Barbu, care a fost tot timpul aproape de școală și la care am găsit și sfat și ajutor de câte ori am cerut. Domnul Nicolae Barbu. Onorant cor profesional, profesoral, stimați invitați, iubiți elevi și foști elevi, am aceeași trăire sufletească și încărcare emoțională ca fiecare dintre toți cei prezenți astăzi, pentru că evenimentul la care suntem astăzi prezenți și la care participăm este poate cel mai important eveniment pe care mi-a fost dat în demnitatea de primar să fiu prezent. Rivalizează chiar cu ziua orașului. Și de ce spun acest lucru? Pentru că istoria acestui liceu se împletește cu istoria orașului nostru. Și pot să spun, cu cercetând și istoria ne spune acest lucru, datele istorice, că acest liceu s-a înființat înainte ca orașul să-și capete cu adevărat independența. Sunt 8 ani înaintea independenței de stat a României. Deci am intrat cu acest eveniment, prin la urmă, mod de captare a atenției și de întărirea sentimentului național cu acest liceu. De aceea, stimați elevi, aveți o șansă unică astăzi. Aveți șansa de a fi contemporan cu cei care au sărbătorit centenarul liceului, să trăiți emoția acestui mare eveniment de astăzi și să aveți vârsta ca să prindeți și să sărbătoriți cei 200 de ani de existență a liceului. Este un eveniment unic și vreau să-mi exprim aprecierea pentru toate generațiile de dascăli și elevi care au contribuit la această mare sărbătoare și la aceste mari realizări ale liceului nostru. Nu-mi rămâne să spun decât la mulți ani colegiul Ion Maiorescu, la mulți ani maioreșieni și totodată la mulți ani giurgiuveni, pentru că este sărbătoarea noastră a Giurgiului și trebuie să ne mândrim și să ne bucurăm de acest eveniment. Ca semn de apreciere din partea colegiului oferim domnului primar o plachetă aniversară. Da. De data asta chiar. O altă instituție care ne ajută foarte mult și că, la care la fel am găsit tot timpul sprijin și ajutor și sfat este Inspectoratul Școlar Județean al Județului Giurgiu, condus de o maioreștiană, doamna profesor Mirela Delea, care a plecat de pe băncile acestei școli, de la Catedra de Limba Engleză a acestei școli și care oriunde ar fi este maioreștiană. Bună ziua tuturor, stimați invitați, stimate gazde, mă bucur să vă revăd. 150 de ani de existență, 150 de ani de excelență, o punte între maturitate și, iată, tinerețe.
Vă vorbesc acum în calitate de profesor și vreau să vă lansez o provocare. Suntem ceea ce suntem, pentru că generații întregi au învățat și au luptat pentru această școală. Provocarea către voi, dragi elevi, este următoare. Ne vedem la 200 de ani, să vedem ce reușiți voi. Trebuie să promiteți. Promiteți? Și cadrele didactice și invitații. Încercăm, încercăm. Dar voi, dragii mei, voi trebuie să reușiți, pentru că toată speranța noastră și toată munca atâtor generații stă în voi. Voi reprezentați viitorul, voi reprezentați puterea acestui oraș, a acestei țări. Și provocarea pe care v-am lansat-o este una puternică. Peste 50 de ani trebuie să arătați comunității, țării, întregii lumi, că locul din care ați plecat este un loc încărcat de educație, tradiție, demnitate, respect. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, îmi doresc ca toată lumea să fie sănătoasă și să ne putem bucura de toate roadele muncii noastre. Acum, în calitate de inspector școlar general, aș vrea să adresez felicitări întregii echipe formată din cadre didactice, din director, foști director, comunitatea locală, invitați, toți cei care au sprijinit colegiul să ajungă astăzi unde este. Și, de asemenea, din partea inspectoratului școlar, oferim și noi o plachetă aniversară acestei unități de învățământ pe care toți o iubim și o respectăm. Mă ajutați dumneavoastră, domnul profesor, așa, sunteți un gentleman, ca întotdeauna. Inspectoratul școlar județean Giurgiu acordă diploma aniversare, excelență în educație, colegiului Ion Maiorescu Giurgiu, în cinstea aniversării a 150 de ani de la înființare, în semn de apreciere pentru strădania generațiilor de profesori și absolvenți, care au contribuit la păstrarea unei tradiții educaționale de înaltă calitate. Cu respect, Inspectoratul Școlar Giurgiu. Vă mulțumim, vă felicitări, la mulți ani, Maiorescu și Maioreștieni! Ca semnal aprecierii noastre și al bunei colaborări pe care o avem și noi oferim placheta aniversară Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu. Multe asociații și instituții ne-au ajutat în demersurile noastre. Menționăm aici Asociația Colegilor Centenare. Și îl prezentăm pe domnul Cazacu George. Vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o invitându-mă la această importantă manifestare. Reprezint aici o asociație, poate cea mai importantă asociație profesională în învățământul preuniversitar românesc, la care colegiul dumneavoastră este membru fondator. E vorba de Alianța Colegilor Centenare, asociație care în acest moment numără 70 de colegii membre. E vorba de cele mai mari licee sau unele dintre cele mai mari licee din țară. Aceste școli acoperă întregul cuprins al țării, de la Constanța la Satu Mare, de la Botoșani la Timișoara, de la Oradea la Foșani, în total 70 de școli. Experienței Colegiilor Centenare, diploma de excelență colegiului Ion Maiorescu și să vă felicit pentru tot ceea ce faceți și înaintați și dumneavoastră să le urmăm gândurile bune, pentru că e clar că ele v-au adus acolo unde sunteți acum, în vârful învățământului preuniversitar, nu numai giurgiuvean, ci românesc. Totodată, Alianța Colegilor Centenare acordă o diplomă prin care se recunoaște că profesorii Petre Mihai Cornea și Ion Baiarac au merite deosebite în promovarea valorilor pentru care militează Alianța Colegilor Centenare din România.
Vă mulțumesc foarte mult, la mulți ani colegiului Ion Maiorescu. Primii directori ai gimnaziului, vă rugăm. Onorată asistentă, stimați profesori, dragi elevi, sunt onorat să prezint astăzi, în câteva cuvinte, activitatea profesorului Nicolae Drobarcian. Profesorul Nicolae Drobarcian se înscrie în linia cărturarilor care au ctitorit școli, uneori departe de meleagurile natale, asemeni lui Gheorghe Șincai, a lui Petru Maior, a lui Gheorghe Razăr, fondatorul învățământului limba română din Țara Românească, a lui Timotei Cipariu și a lui Ion Maiorescu. Fiul al satului Rășinari, sat ce aparține mărginimii Sibiului, Nicolae Drobarcian a început studiul în statul natal, în aceeași școală în care au studiat Sava Popovici Barcianu, Octavian Goga, Emil Cioran, Hilarie Mitrea, medic în armata colonială olandeză care a donat Muzeului de Științe Naturale Grigore Antipa o impresionantă colecție din fauna Indoneziei. A lui alături, în aceeași școală, a studiat Ioan Ndroc, protopresbiter al tractului Miercurii Sibiului. Medicul Hilarie Mitrea și protopopul Ioan Ndroc sunt veri cu Nicolae Drobarcian. Printre elevii lui Nicolae Drobarcian, care s-au impus în cultura românească, amintim pe academicianul Tudor Vianul, pictorul Nicolae Dărescu, istoricul Gheorghe Matoescu, regizorul Ion Aurel Maican. Și îi oferim domnului Emil Păunescu o plachetă aniversară. De asemenea, un sprijin de suflet am primit din partea Centrului Cultural Ion Vinea și îl invităm pe domnul director Virgil Pețanca. Bine, bine, bine. Vă mulțumim mult pentru tot sprijinul. De asemenea, Teatrul Tudor Vianu ne-a ajutat la fel. Nu știu dacă domnul Cosmin Crețu este. A fost o săptămână lungă în care s-au desfășurat multe activități, multe concursuri. Voi, dragi elevi, v-ați implicat, ați participat la aceste concursuri. Acum este momentul să fiți recompensați. Mai întâi, concursul Să ne cunoaștem școala, la care au participat elevii de clasa a noua și au dovedit că, deși proaspăt boboci, cunosc istoria Colegiului Național. Astfel putem spune că apartenența la Maiorescu este o condiție permanentă a firii noastre. În oricâte zări ne-am risipit și vă veți risipi, anii de liceu de la Maiorescu sunt istoria comună care ne va uni. Mă bucur că am avut șansa să studiez la Maiorescu și le sunt recunoscătoare dascălor pentru răbdarea și dragostea lor față de meserie și față de noi. E un clișeu să spun că cei mai frumoși ani din viață sunt anii de liceu. Prin urmare, voi spune că cei mai frumoși ani sunt anii de Maiorescu. Prețuiți-vă anii, dragele, transformați-i în cea mai frumoasă poveste și împărtășiți-i și celorlalți. Anii mei de Maiorescu sunt cei care m-au transformat în persoana de astăzi. Și pentru asta vă mulțumesc, domnilor profesori. Am participat cu mare drag și emoție la manifestările dedicate aniversării a 150 de ani de existență a Colegiului Național Ion Maiorescu. Emoțiile elevului de altă dată s-au împletit cu cele ale părintelui, elevului de Maiorescu, în aceeași curte, în aceeași stăl de clasă. Voi avea mereu mândria de a fi maiorescian alături de nume ilustre care au trecut prin băncile acestui liceu sau au stat în fața noastră la catedră. Felicitări celor care s-au ocupat cu organizarea acestui eveniment și aștept cu nerăbdare următoarele activități. Nu în ultimul rând, urez Colegiului Național de Maiorescu un călduros la mulți ani și sper să pot spune câteva rânduri și la aniversarea de 200 de ani a colegiului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi!
Bună ziua! Am venit de departe pentru a trăi emoția și pentru a prelua din forța acestui eveniment și mă bucur că sunt aici. Am avut totuși o emoție neașteptată, deși pregătită pentru așa ceva, și despre aceasta vreau să vă vorbesc. Sâmbătă, acum două zile, mă plimbam prin clădirea vechiului liceu, a la Rușel și Dumbrădui, pe care l-am găsit și în mirosul parchetului din localul de clasă unde am fost eu elevă, dar neașteptat într-un local unde era o expoziție de clasă, de carte de sorginte maiureștiană și acolo erau, printre alte cărți, câteva volume ale poetului care a absolvit liceul Ion Maiorescu, Petre Ghelmes. Am sustras una din acele cărți, deci coțul de cărți mai există, dar nu știu dacă chiar juridic vorbind sunt un coț de cărți, pentru că deschizând coperta unei cărți, am găsit următorul text manuscris. Pentru Mădălina Georgescu, prima mea carte lirică, într-o bucurie și dragoste, pentru zborul ei frumos. Petre Ghelmes, 5 decembrie 1981. Eram clasa a 6-a, când eram elevă la liceul Ion Maiorescu, dar profesorul Vincențiu Georgescu, de limba și literatură română în liceul Ion Maiorescu, un prieten al poetului, îl invita deseori pentru a avea întruniri cu elevii și acolo am participat și am fost și eu. Așa aș vrea să vă citesc, pentru că am emoții și nu pot sigur să spun prea multe, prima poezie a volumului, care se află și pe coperta cărții, și anume, drept de coloane. Fără început și fără sfârșit, așa umblăm pe pământ. La suprafață suntem noi, negreșiți. Dedesubt, tată, bunicul sub el. Sub bunic, străbunicul. Și apoi toți ceilalți pe care, din cauza fumului, niciodată nu i-am zărit. Tot așa se urmează, om după om, și dincolo, spre amiază, pe creștetul meu, sunt tălpile fiului meu. După fiu nepotul, strănepotul, cerul străveziu și pământul se sprijină în inima noastră, cu totul. Noi avem, purtăm în noi istoria acestui loc și o vom purta și mai departe. Și această bucurie enormă pe care cartea mi-a adus-o de a readuce copilăria, dar și siluetele celor doi oameni de litere legați de această carte, Petre Ghelmes și cel de dedesubt, tatăl, profesorul Vincențiu Georgescu, îmi aduce în minte și versurile pe care acest profesor întotdeauna ni le recita sau ni le incanta atunci când ne recomanda o carte. În sfârșit, după o săptămână plină de activități menite să ne învețe cât mai mult din istoria acestui minunat liceu, a venit momentul mult așteptat, ziua de 4 noiembrie 2019, în care liceul nostru împlinește 150 de ani de activitate. Cu ocazia asta vreau să spun la mulți ani Maiorescu și la mulți ani maiorescieni. Ca elevii acestui liceu, noi vom duce mai departe tradiția și vom dovedi excelența în educație prin examenele și olimpiadele ce urmează. Pentru asta suntem îndrumați de cadre didactice competente care ne vor călăuzi în drumul vieții. Acum o săptămână v-am spus că vreau să vă mândriți cu faptul că sunteți maiorescieni. Așa că acum revin cu întrebarea. Sunteți mândri că sunteți maiorescieni? Trebuie să fiți mândri că sunteți maiorescieni și maiorescienii de peste tot trebuie să fie mândri de voi. Sunt foarte, foarte multe cuvinte. Sunt de prisos cuvintele mele, deși am să spun câteva. Trecem la fapt. Faptele sunt următoare. Acum 150 ani, cineva plecat de la Rășinat, a trecut pe la Sibiu și un interval scurt de timp s-a oprit în București. De aici, intervalul până la sfârșitul vieții, a semnat George. George Barșinat este cel care 40 de ani a poposit și a făcut posibilă înscrierea acestei curbe, acestui municipiu, în spațiul cultural, instituțional, punând, cum vă spun, răbojnic de
istorie pentru ceea ce va deveni România Mare ceva mai târziu. Un descendent plecat de foarte multă vreme din Sibiu, s-a oprit în București, n-a mai reușit să ajungă la Giurgiu decât din această clipă, aparține unei descendențe foarte bogate începute în secolul 16-17, dar avem și noi o descendență de aproape 4 generații a catedrei de fizică privită David Popescu. Cele două descendențe le dau prilejul astăzi să mulțumim celor care au creat gimnazii și liceul și care, prin semnele pe care noi le-am pus, ne garantează că trecutul și prezentul dă o proiecție pentru următoarele sute de ani acestui liceu. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă rog să încercați cu grijă și să-i mulțumim primarului care se numește tot Nicolae, dar nu este. Vă rog, foarte repede. Foarte repede. Foarte repede. Mi-era teamă că vor să vină. Ei vor vedea pentru viitorul acestui. Da, este același lucru care va a tot deja vedea. E finalizată Regina Maria. Ei vor fi garanții. Elevii noștri le vor urma exemplu și vor merge mai departe. Așa cum ați văzut deja, am primit și astăzi, în zi de mare sărbătoare, confirmarea unui premiu. La fizică, ducem tradiția mai departe. Domnul Drăuț este profesor de matematică și întâmplător directorul liceului de germană, Herman Thomas, din București. A spus că s-a oprit în București, n-a venit în Giurgiu. Da? Da. Da. Mulțumesc! Abuțeam! 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 Abuțeam!